pismă la cel rău, așa cum făcea psalmistul Asaf. Poți să iasă gânduri de păcat, gânduri de ceartă, gânduri de iubire de sine. Trecem puțin mai departe, timpul se duce. Privirile rele ne pot murdări sufletul. Domnul Iisus a spus lucrul acesta. Ne aducem aminte de cuvintele pe care le spune El, chiar în domeniul acesta, cel mai sensibil pentru tine. Domeniul acesta al relațiilor sexuale. Domnul Iisus a spus așa. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și tot prea privit cu ea în inima lui. Iubiților, haideți să luăm seama la ce lăsăm să intre în mintea noastră prin privirile noastre. Trăim într-o lume murdară care vrea ca să facă, să treacă cu tăvălucul și să facă totul asemenea ei. Mi-am adus aminte când mă gândeam la subiectul acesta de o poezie pe care probabil o știți și dumneavoastră sau unii dintre dumneavoastră. Bogdan Petricei cu HD a scris o poezie, Complotul Bubei. Poate ați citit-o, dacă n-ați citit-o, vă spun în rezumat. Poetul acesta spune așa în Complotul Bubei, că undeva prin secolul XIV, leproșii s-au strâns într-o pădure și nemulțumiți de viața de frustrare pe care o duceau și de izolare, au zis așa, ce-i de făcut? În funcții de conducere nu o să ajungem niciodată, așa cum suntem leproși. Nimeni, toată lumea se uită urât la noi și ne dă la o parte. Și unul dintre ei, mai lepros parte decât toți ceilalți, dacă se poate spune așa ceva, plin de bube de sus până jos, a venit cu ideea aceasta care li s-a părut tuturor foarte bună. Izvoarele! Asta e soluția pentru noi. Și de ce vă uitați așa? N-ați priceput? Noi avem în noi puterea să-i facem pe toți ca noi. Haideți să mergem la izvoare! Și să lăsăm infecție din rănile noastre. Și când orbeam toți din izvoarele acestea, atunci îi facem pe toți ca noi. Și într-o lume de leproși putem să fim și noi șefi. Putem să avem și noi conducerea. Nu se mai uită nimeni ciudat la noi, că toți suntem plini de bube de sus până jos. Asta e lumea în care trăim. Care au otrăvit izvoarele. Ca până din izvoarele acestea, toți să fim o apă și un pământ. În lumea lui Nebucadnețar, ar fi vrut să-i facă pe toți la unison, să se închine toți la o statuie de aur și să mănânce toți din bucatele lui alese și din vinul de la masa lui. Dar Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese de la masa împăratului. Să nu se facă ca ceilalți. Fiindcă el știa că ceea ce spune Dumnezeu are relevanță pentru el și contează mult să te păzești curat înaintea lui Dumnezeu. Stăteam de vorbă zilele, acum o săptămână chiar. E cineva care are o funcție mare în lumea aceea. A fost un concurs de împrejură, nu că sunt eu cine știe ce cu funcție mare sau... Era o rudă care avea o funcție mare. Și spunea așa. E necredincios. Dar spunea așa. Când te uiți la o emisiune la televizor, uite-te cine e în spatele ei. Și cine a dat bani pentru emisiunea aceea? Fiindcă totul caută să te modeleze. Modelele pe care ni le pune societatea în față, spunea omul acesta necredincios, sunt modele slabe, modele murdare. N-a folosit chiar cuvântul acesta, dar sunt modele care nu trebuie urmate. Tot felul de oameni dubioși ne sunt puși ca modele în față. De ce? Fiindcă societatea vrea să ne facă după tipul și asemănarea ei. Complotul Bubei își face lucrarea. Și după vreo lună de zile se întâlnesc pe proșii aceștia și trebuie să-l dau de bucurie. Începe să lucreze ce am pus noi la cale. Începe să se răspândească boala. Și atunci spune poetul acesta că s-a unit tot poporul, au terminat cu leproșii aceștia și pe mormântul lor au scris așa: creștine, păzește-te de păcat ca de lepră. Dar vânturile și vremea a început să șteargă în scrisul acesta despre mormântul acela. Și mulți uităm lucrul acesta, spunea Bogdan Petricei cu HD-ul. Privirile ne murdăresc rău înăuntru nostru. Vorbele rele ne murdăresc viața. Și faptele rele de asemenea ne murdăresc viața noastră. Și nu trebuie să ne mai spună nimeni lucrul acesta. Dacă ai practicat păcatul și unii dintre dumneavoastră sunt sigur că ați practicat păcatul în viața dumneavoastră, vă știți murdare. O să vă spună mulți oameni, nu-i nicio problemă. Că atunci încerci să duci un război de acesta înăuntru tău, între ceea ce spune societatea, dar nu-i păcat, domnule. Ce-i păcat ca să ai un prieten sau o prietenă?
Și un scriitor pe care îl studiați, sau mai bine zis, îl studiați ceva din el la filozofie, Nicolae Steinhardt, spunea așa, ei zic prietenie și înțeleg de strâu. Ah, dacă e vorba de o prietenie curată, în limitele cuvântului lui Dumnezeu e ceva. Dar prietenia, cum e înțeleasă în lumea aceasta, este trăire în păcat, tânăr cu tânără. Și e lucru obișnuit. Nu se uit niciodată la lucrul acesta. Când în liceu, niște colegi de clasă se lăudau. Și unul dintre ei spunea așa, și permiteți-mi să spun direct lucrul acesta. M-am întâlnit, zice, la mare cu o fată, drăguță fată. Se ocupa la pocăiți, de copii. Și am trăit cu ea. Iubiților, se poate întâmpla așa ceva? Vai de noi dacă curățim de pe partea de afară a paharului și a pindului. Și lăuntrul nostru este plin de murdărie și de necurăție. Să ne zdrobească Duhul lui Dumnezeu ca să vedem de unde plecăm. Suntem curați? Avem ce să păzim curat? Sau viața noastră este murdară? Iar dacă constatăm că viața noastră este murdară înaintea lui Dumnezeu, haideți ca să dăm lucrurile pe față înaintea lui Dumnezeu. Cum a făcut David? David, o bună parte de timp, a crezut că poate să trăiască cu apăsarea aceasta de suflet, cu cugetul acesta care îl mustra și care îl scula noaptea. Și avea neliniște în suflet, dar a zis, nu se poate să dau chiar lucrurile pe față, așa, mă fac de râs. Și atunci, într-o zi, a zis, nu mai ne ascund fără de legea și îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și trage în concluzia aceasta, și tu ai iertat vina păcatului meu. Cu câtva timp în urmă, soția mea stătea de vorbă cu fata. Și spunea lucruri din viața ei. Dar fata aceea era foarte zglobie așa. Eu sunt credincioasă. Merg și eu la adunarea X. Dar și prietenul meu, adică băiatul cu care trăia, am păcat. Și el e credincios. Cui era credincios? Cui era credincios? Că Domnul Iisus în orice caz nu era credincios. Domnul Iisus nu te lasă ca să trăiești în păcat. Iar dacă ai căzut din neveghere, folosește-L toate mijloacele ca să te ridice. Și nu să vezi păcatul ca o nimica în viață și murdăria în viață fără nicio problemă. De ce ar trebui să fii curat? La ce-mi folosește? Noi spunem că vrem ca să ajungem în cer. Nu cred că e cineva în sală aici care n-ar vrea să ajungă în cer. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune că sunt niște porți acolo. Și pe porțile acelea nu intră nimeni murdar. Nimic întinat nu va intra în cer. Așa spune în Apocalipsă. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. E un pom al vieții acolo. Un pom din care nu au avut dreptul ca să mai mănânce primii noștri părinți. Au fost izgoniți. Dar Biblia spune că unii nu mai au dreptul ca să mănânce din pomul vieții. Cei care și-au spălat hainele au drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Până acolo e un drum de mers, fiindcă nu în momentul acesta intri în împărăția lui Dumnezeu, acolo unde vrei să ajungi. Și Biblia spune că pe calea aceasta a neprihănirii nu poate să meargă niciun om necurat. Merg pe calea aceasta cu păcatul după mine. Nu merg pe calea aceasta, mă înșel decât. Nu merg pe calea aceasta. De fapt, eu merg pe lângă cale. De mult am părăsit cărarea adevărată. Și de mult mă satur din alte izvoare și zic că merg spre cer.